Din când în când mai iese câte un studiu care încearcă să ne convingă că mașinile astea electrice ar polua mai mult decât cele pe benzină și motorină. De data asta nu se mai pedalează pe ideea aia cu curentul făcut din cărbune, ci de data asta ni se spune că mașinile astea ar polua mai mult din cauza faptului că tocesc mai repede anvelopele și plăcuțele de frână. Și am zis, bă, dar stai puțin, ne-a scăpat mie ceva, pentru că eu la mașina mea, spre exemplu, plăcuțele mele de frână, mai au încă jumătate din viață, deși mașina are în momentul ăsta 52.000 de kilometri. Mi-a confirmat-o și omul de la vulcanizare, unde vin de fiecare dată. După care am mai verificat un pic. Dacă nu e chiar așa la plăcuțe, pentru că de cele mai multe ori frânarea se face pe motor prin regenerare, o fi adevărată chestia aia la anvelope? Ei bine, se pare că există un sâmbure de adevăr, da. La mașinile mai mici, mai ușoare electrice, se pare că într-adevăr anvelopele se consumă ceva mai rapid, pentru că nu toată lumea pune anvelope cu specificații de mașină electrică. Anvelopele de pe mașina mea sunt deja în al treilea sezon pe mașina asta. Încă nu simt nevoia să le schimb. Deși cred eu că ar cam trebui în curând, pentru că nu e idee bună să le folosești în al treilea sezon. Dar ale mele arată cam așa în momentul ăsta, cel puțin după un sezon lung rece, le scot acum la sfârșit de martie și mai au cel puțin încă o iarnă în ele. Și atunci, care e de fapt problema? E bine, am aflat-o și pe asta, pentru că oamenii de aici de la vulcanizare stau de vorbă cu mulți șoferi care fac chestia asta în fiecare zi și vin din ce în ce mai multe mașini electrice la vulcanizare. Cele mai mari probleme, cele mai uzate anvelope sunt încă o dată pe mașinile mici, pe mașinile de Uber, de ride sharing, mai ales atunci când sunt conduse de șoferi amatori, începători sau profesioniști care abia au trecut pe electrică, care nu știu să conducă o electrică și îi dau tare, mai ales la demaraj. Pentru că v-am spus, problema nu e la frânare, mașinile astea frânează cu motorul. Cele mai multe probleme la mașinile astea, din punct de vedere al uzurii, apar atunci când îi dai tare la demaraj. Și mai e o chestie, mare atenție, dacă vrei să-ți mănânci foarte repede anvelopele pe o mașină electrică, îi dai tare mai ales pe viraje ca să-i mănânci canturi. Dar dacă ești ca mine și conduci mașină electrică de mai mult de 5 ani, știi deja că mașinile astea nu au cum să fie mai poluante decât una pe benzină și motorină. Și chiar dacă ar fi mai poluante pe partea de anvelope, e o picătură într-un ocean pe lângă multe alte probleme pe care le avem cu poluare. Pentru că cea mai mare problemă la mașinile noastre nu este că ar polua ele aerul. Cea mai mare problemă cu poluarea vine de la camioane, vine de la jegul de pe străzi pe care nu spală nimeni, vine de la străzile pline de noroi adiacente care se varsă în alte străzi. Văd în fiecare dimineață o grămadă de oameni care vin de pe noroi cu mașini murdare, intră pe asfalt și apoi unde credeți că se duce noroiul ăla de pe stradă? Îl luăm toți pe roți, îl ridicăm în aer, după care intră pe noi pe haine, ne intră în nări, în ochi și ne ustură și ne strică sănătatea. Se vede și la mașina mea pe care am spălat-o de 2 ori în 3 zile și este la loc. O știe fiecare dintre noi. Speli mașina și mâine e murdară la loc. Mizeria de pe mașinile noastre nu este nici praf de anvelope, nici praf de la plăcuțele de frână, care este o problemă în marile orașe pentru că se frânează mult, mai ales pe mașini pe benzină și motorină. Cea mai mare problemă în orașele noastre însă nu este nici poluarea cu diesel și cu fum de la mașini și cu anvelope de la mașini electrice, este noroiul, praful, sobele, toate șantierele care nu sunt supravegheate și centralele pe gaz. Verificați ce spun acum și dacă nu am dreptate, spuneți-mi la comentarii. Mi-am mai dat seama de o chestie. În timp ce așteptam aici să mi se schimbe anvelopele, pe lângă mine mai așteaptă cel puțin vreo 5-6 suburi doar în momentul ăsta. Dacă te uiți cu atenție la roțile, discurile, plăcuțele și, în general, negreala de pe roata din față de la subură, să-ți dai seama că, da, mașinile mari și grele vor munci mai mult ca să frâneze, de acolo și mai multă uzură pe frâne. Așadar, da, avem o problemă cu poluarea de la plăcuțe, dar și la SUV-uri. Indiferent de varianta lor de motorizare, cu cât e mașina mai mare și mai grea, cu atât frânarea va necesita mai multă plăcuță, mai mult disc, cu excepția mașinilor electrice și hibride care pot face regenerare. Însă pe o mașină pe benzină și motorină de 2 tone și jumătate, chestia asta devine foarte problematică.